Procurorii de la criminalitate organizată din Neamț au descoperit o cantitate record de cannabis în curtea unui bărbat din județul Neamț. Omul a fost dat de gol de doi indivizi care l-ajutau cu treburile casei și care au furat din plante și le-au ascuns într-un imobil abandonat. Așa au intrat polițiștii pe fir și au ajuns la proprietarul imobilului, care avea mascat într-un lan de porumb o cultură cu plante de cannabis. Iar în total, procurorii au confiscat o tonă de plante interzise. Ia! Uite, țin de sămânță eu. Păi trebuie să le aruncați, că e ilegal, nu? Du-te, bre, de aici, că nu umblu eu cu de asta. Aproape 2 tone de plante verzi au cules procurorii de Icod de pe această parcelă de teren. Toată prada se afla în spatele casei suspectului principal, un bărbat de 38 de ani care nu este la prima tentativă. S-a întâmplat în satul Bălușești, județul Neamț. Cei doi bărbați care l-ajutau pe proprietarul culturii la treburile din gospodărie au fost prinși în flagrant de procurorii de Icod, în timp ce furau din plantele interzise și se pregăteau să le ascundă într-o casă abandonată. Abia după mai multe focuri de avertisment trase, cei doi bărbați au fost prinși. Eu tia, am mai găsit ulei de câini. Da, când ați găsit-o? Acum? Acum. Dar vecinul ăsta, Matale, cultiva asta sau? A, nu, a avut 4 rânduri. Dar cu numărul borțeni. A avut 8 și cu 5 acolo. Am zis că îi tai o bucată de asta și mă duc cu el la poliție și nu m-am mai dus. Și acum câțiva ani de zile, tot același lucru. Tot aici, în zonă. Vă 3 ani, dar nu a avut aici. Atunci au avut acasă la el. Era un băiet, știi cum, nu să umbri la 4A, ci să dea în talent, cu bani, cu un trenic și un căciul în cap, umbla câte 2-3 săptămâni. Nici nu-ți dai de seama că umbli cu așa ceva. Au mai rămas doar câteva fire de cannabis. Întreaga captură a fost preluată de către procurori și urmează a fi distrusă. Bărbatul de 38 de ani, dar și alți doi tineri care se pare că furaseră din această parcelă cânepă, au fost reținuți timp de 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru deținere de droguri și trafic de droguri.